găsit că un avocat cetățean român născut în Covazna, mă rog, român născut în Covazna, să o lăsăm așa, a fost primul om din lume care a pozat o nut pe Marilyn Monroe. Deci băiatul a plecat de aici, s-a dus undeva prin Paris, din Paris a obținut o slujbă în America. Omul făcea pozute din astea normale, dar visul lui era să pozeze nud, nud la modul frumos, deci nu la prostii. Și a găsit-o pe Norma, că așa era dumneai atunci, Norma Jean, da. 19 primăveri, $200 l-a costat afacerea, ca să îi pozeze, să-i accepte să-i fie model. O grămadă de bani. O grămadă de bani. În 40... Bine, ce făceau ei în 45 la câteva luni după terminarea războiului? Să gândeau la din astea, nu? Da. A dus-o frumos pe o plajă, au fost aceste pozuțe, mă rog, nud. Cum era nud pe vremea aceea, ăsta dar oricum ăsta era. E nudul? Am și mai jos, dar nu se pot arăta. Intrați că e galerie foto și o să vedeți și nud. Deci un băiat, nu putem. Nu putem, sunt niște poze. Ea era și un pic mai... Dă-mi telecomanda. Da. Să vi le arăt acum. Uite aici, ai galerie. Click, jos să văd, da. Click pentru galerie. Pe unde sunt astea? Pe A1? Pe A1. Pe A1.ro le găsești. Păi stai că uite, următoarea. Uite, bun, mă, așa era nu după vremea aia. De, mai de, vino mă să vezi. Da. Ia. Păi nu e nut. Ei, nu e. La, îți spun eu că e. A, cu laptele. Cu laptele, da. Da, asta puteam să arătă. Da. Păi dă drumul, ia. Da. Lasă că ne vom bucura Lasă doar Lasă că noi. Ne bucurăm doar noi. Intrați pe A1.ro. Așa arăta la 19 ani? Așa arăta, mâncau arătata pe pâine cu ulei. Uite, să iei să mai opreau, să făceau și pe autostrăzi. Da, mai dă una. A, nu mai e oprișene acum? Păi, așa. Foarte bine, bravo așa. Pentru acest bravo, mulțumesc, material mulțumesc, foarte bun. Foarte bun, da, da. Da. E? Era... 19 primăveri, mâncau arătata. Avea și carne, aveai de ce să te ții. Dar unde o fi găsit lemnul ăsta să stea pe el în mare? Ea s-a căsătorit la 16 ani prima oară. Așa erau vremurile atunci, dar era război, era, nu puteai să mai aștepți. Da. A plecat omul ăla, nu s-a mai întors. Da. Și s-a luat cu ăsta al nostru. După aia s-au luat cu Joe DiMaggio, cu ăla, cu baseballistul ăla ce era. Da. Și după aia cu Arthur Miller și cu încă vreo 40-50, cum se spune, nu știm. Hai mă, de ce ești? Cu Nea Cheney, cu Doamne Dumnezeu. Cine s-a apucat? Da, cine a... Da, te făcea din privit. Mai ieșea din... Mulțumim, Cătălin Oprișan, pe A1.ro găsiți primele fotografii la nudul gol. Cum era nudul atunci, cu formele astea mai plinuțe, mai... Tu îți dai seama că îți blocăm serverul acum, nu? Da. Să sune magicianul Augustin să dea și el o jumătate. Vii, da. Toată lumea a intrat pe A1.ro pe material, dacă am zis. Flavia este la meteo, ea n-a avut parte de un astfel de shooting, deși... Da, e, n-a avut, a avut, ai văzut pe Facebook. Mă, dar să știi că materialul e mare, nu e numai dăm poze. Adică e și cu text. Și cu text. Textele tale ne interesează, nu. Nu. Mai o poză cât 1000 de cuvinte de-a lui Oprișan. Deci dacă 7 poze, am scris 7000 de cuvinte degeaba.